Lucian Bode a declarat în cadrul unei conferințe de presă că deportarea directorilor în cazul lor va continua în interesul agriculturii, iar Bujiță va dubla producția agricolă în Bărăgan. Citez, agricultura se doarmă că specialiștii veghează. Este o bătaie de joc, inflația a crescut, toate alimentele s-au scumpit în medie cu 4%, iar până la sfârșitul anului prețul acestora va crește foarte mult. Săptămâna viitoare se va desfășura la București Congresul Partidului Popular, unde și România va avea un reprezentant, un vicepreședinte. În această săptămână, în Camera Deputaților, s-a dezbătut moțiunea simplă pe agricultură, depusă de Partidul Democrat Liberal, moțiune care, din păcate, a fost respinsă, dar, totuși, spun eu, am aflat de la domnul ministru, titularul, pentru că, sigur, coordonatorul Ministerului Agriculturii, știm cu toții cine este, domnul Voiculescu, titular, merge la servici, domnul Constantin, dar ceea ce spune domnul Constantin nu este altceva decât ceea ce gândește domnul Voiculescu. Nu ne putem imagina că ar fi altfel, atât timp cât întregul USL-ul spune ce gândește Voiculescu. Am aflat, printre altele, că deportarea directorilor care nu sunt de culoarea politică a actualilor guvernanți, în cazul nostru deportarea în Bărăgan, ce cunoscut ne pare această expresie, va continua în interesul agriculturii. Acesta a fost răspunsul pe care ministrul l-a dat. În interesul agriculturii vor fi în continuare permutări, astfel încât sunt convins că domnul Bujiță, cu experiența domniei sale, va dubla producția la hectar în Bărăgan. De asemenea, am aflat faptul că cele 50 de posturi de directori noi înființate, posturi înființate prin hotărâre de guvern, la nivelul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a PDRP, nu grevează bugetul Ministerului Agriculturii. O veste extraordinară pentru toți agricultorii, ci pe cel al Uniunii Europene. Deci iată că am mai reușit să le mai tragem o țeapă partenerilor noștri din Uniunea Europeană și le-am luat banii nu pentru proiecte în interesul românilor, ci pentru salariile clientelei politice a USL. Și am mai aflat ceva. Am mai aflat că mai amânăm încă o dată alegerile pentru constituirea Camerelor Agricole undeva după 9 decembrie. Probabil, cum bine scria un cunoscut ziarist din Sălaj, care se ocupă foarte mult de acest capitol, agricultură, de acest sector, agricultură, probabil de Crăciun, de Revelion, de Bobotează, oricum vom fi mai liniștiți atunci și domnul ministru ne-a spus tuturor să stăm liniștiți că după 9 decembrie o să avem și camerele agricole, probabil o să avem și zăpadă și atunci cu siguranță o să fim mult mai în elementul pe care îl cere aceste camere agricole și anume agricultura să doarmă, să stea liniștită, că specialiștii veghează. Ei, din păcate, acum lăsând gluma la o parte, este o bătaie de joc, spun. Este o bătaie de joc în condițiile în care, după cum știți, inflația a depășit 5%, raportat la procentul pe care Banca Națională îl estima, și anume 3%. Veniturile populației au scăzut. În raport cu 2011, fiecare familie are în acest moment cu 84 de lei mai puțin. Toate alimentele s-au scumpit în medie cu 4% față de 2011, dar, din păcate, aceasta nu este totul, odată cu efectul scumpirii energiei electrice și a gazelor naturale, din păcate spun,
prețul alimentelor va crește foarte mult la acest sfârșit de an, coroborat cu o situație nefericită cu care ne-am confruntat în această vară, și anume seceta. Acestea sunt elementele care au ținut într-un fel, dacă vreți, prima pagină în această săptămână pe componenta agriculturii. Al doilea element pe care am vrut să vi-l prezint, dincolo de elementul principal, și anume este vorba despre Congresul Partidului Popular European, care se va desfășura la București în perioada 17-18 octombrie 2012, săptămâna viitoare. După cum știți, Partidul Popular European are șef de stat și de guverne în 16 țări membre ale Uniunii Europene și în 7 țări non-UE. Are, în acest moment, deține președinția Comisiei Europene și, totodată, are 271 de parlamentari europeni. Vor fi prezenți la București cancelarul Germaniei, Angela Merkel, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, comisari europeni și întreaga conducere a Partidului Popular European. Vă fac precizarea că acest congres este un congres de alegeri. Și știți foarte bine, congresele de alegeri suscită foarte mult interes prin prisma faptului că fiecare organizație, fiecare țară încearcă să obțină o poziție cât mai bună în cadrul Partidului Popular European, având în vedere faptul că suntem cel mai important grup din Parlamentul European, cel mai numeros, și deținem, cum spuneam, conducerea statelor și a guvernelor din 16 țări. Am convingerea că și România, prin implicarea pe care a dovedit-o la nivelul Partidului Popular European, prin faptul că acest congres se organizează în România, este pentru noi o mare onoare, dar și o mare responsabilitate, în egală măsură, va avea în finalul congresului un reprezentant, un vicepreședinte, vă spun, care este ținta noastră, un vicepreședinte al Partidului Popular European. Să vedem cine o să-și depună candidatura, dar sunt convins că vom găsi susținere la ceilalți participanți pentru a avea un vicepreședinte în Partidul Popular European. Acestea sunt datele pe care am vrut să am ținut să le vi le prezint. Dacă aveți întrebări. Cu siguranță, unul din colegii care au răspuns de colaborarea cu Partidul Popular European, sunt mulți colegi care, poate fi unul europarlamentar, poate fi unul din responsabilii la nivelul Biroului Permanent Național, a fost Marijan Marinescu, a fost Anca Boagiu, sunt mai multe, sunt europarlamentar, sunt mai multe variante pe care noi le luăm în calcul. Dar ținta noastră este pentru un vicepreședinte PP. Bun, să înțeleg că nu mai sunt întrebări. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru efort, vreau să-i mulțumesc domnului Fițiu și celorlalți colegi, domnului Bărsan, domnului Joldoș, pentru prezență. Ne așteaptă o precampanie și o campanie interesantă și sunt convins că, până la urmă, cei mai buni vor câștiga. O zi bună, la revedere!